Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Începe regiunea în obiectiv la televiziunea română. Sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Veșnicia s-a născut la sat. Este un proiect educativ, un proiect de suflet realizat la Chiuiești. Este realizat de către elevi și pentru elevi. E subiectul despre care discutăm chiar în prima parte a ediției de astăzi a emisiunii noastre, alături de invitații mei. Iar apoi o așteptăm în platou pe doamna Corina Crețu, comisar european pentru politică regională. Ne va da detalii despre principalele realizări ale mandatului său de comisar, dar și despre dezamăgirile pe care le-a trăit din această postură. Dați-mi voie să vă prezint primii mei invitați responsabili într-un mod foarte plăcut de acest proiect fericit pe care îl prezentam puțin mai devreme. Veșnicia s-a născut la sat. Este vorba despre doamna Cristina Anastasia Bob, profesor la școala gimnazială din Chiuiești. A venit însoțită de eleva Maria Raluca Hășmășan în clasa 3-a și de domnul Gavril Mihuț, primarul comunei Chiuiești. Sărut mâinile! Bună ziua, vă bucur foarte mult că sunteți astăzi cu noi. Bună mulțumesc ziua, că ați venit. Mulțumim pentru invitație, ne și bucurăm. Mulțumim și ție, Maria, că ești astăzi cu noi. Știu că vei realiza și un moment artistic pentru noi puțin mai târziu. Vreau să-mi dați în prima fază detalii despre acest proiect. Acest proiect s-a născut din dorința de a duce mai departe ceea ce este frumos, ceea ce este nobil, ceea ce este pur în satele din zona noastră, și pentru că bătrânii satelor sunt tot mai puțini, am considerat împreună cu colega mea, Mihaela Slătioan, o bună prietenă, colegă de bancă în clasele 5-8, să realizăm un proiect de parteneriat prin care să învățăm copiii, generația nouă, pe cei care s-au născut într-un sistem al internetului, al tehnologiei, da, așa, să-i ducem în trecut, să creăm o punte între trecut și prezent, să îmbinăm cumva atât tehnologia modernă cât și ceea ce este tradițional. Prin acest proiect, împreună cu cei care ne sprijină pe noi, Primăria Comunei Chiuiești, Centrul de Informare și Marketing Turistic Chiuiești, Centrul de zi pentru persoane vârstnice Măgoaja și totodată managerii și colegii noștri profesori, am realizat o primă activitate, Faine șezătorile, în data de 16 aprilie, iar prin această activitate organizată sub forma unui șezători, copiii au putut învăța de la bătrânii satului cum se confecționează zgărduțele, cum se împletesc paiele pentru pălării, cum se confecționează rogojinele și ceea ce le-a plăcut în mod deosebit, cum se fac plăcintele crețe, specifice zonei noastre, cocorăzile, colăceii. A fost o plăcere pentru copii să lucreze cu aluatul, cu coca, și cel mai mult le-a plăcut momentul în care le-a fost prezentate mai multe obiecte și articole vechi, de la țesături până la patul tradițional. Avem și noi, prin amabilitatea dumneavoastră, pe masă expuse în cadrul ediției de astăzi, emisiunii noastre, câteva dintre iată aceste produse care cumva vorbesc despre timpul doamnelor, domnilor, care doar în unele localități din țara noastră se mai păstrează meșteșuguri la care copiii, înțeleg, au șansa să participe. O cunoaștem acum și pe Maria Raluca Hășmășan, vă spuneam puțin mai devreme. Este elevă în clasa a treia la școala gimnazială din Chiuiești. Îți mulțumim, Maria, că ești astăzi cu noi. Cum a fost pentru tine să participi, iată, la aceste acțiuni în care bătrânii satului vă spuneau cum era odată, când nu existau telefoane mobile, când nu era internet, când obiceiurile și activitățile erau diferite? A fost frumos. Mie mi-a plăcut foarte mult. Nu ți se pare greu? Nu ți se părea că în acele vremuri viața oamenilor era mai grea, lucrurile erau mai dificil de făcut, nu-i așa? Acum orice poate fi la un click distanță față de noi. Atunci toate lucrurile trebuiau confecționate de către ei. Da. Era puțin mai greu. Cum a fost pentru voi să vă implicați în aceste activități? Să înveți să faci plăcinte, de exemplu, pare așa un lucru dificil. Nu. Mie nu mi se pare dificil. Ai vorbit cu colegii tăi, ei ce părere au despre acest proiect? Cum li se pare? Le-a plăcut și lor? Da. Din toate activitățile pe care voi le-ați avut în cadrul acestui proiect, care îți place cel mai mult? Care te-a atras? Acesta cel mai mult.
Cele legate de bucătărie, să spunem așa, sau de zona aceasta a confecționatului de plăcinte și... Da. Nu e greu pentru tine? Nu. Ai de gând să mai încerci și de una singură? Iată, în acest proiect ai fost cumva... De fapt, voi cu toți ați fost supravegheați, ați primit îndrumare, cineva a avut grijă să vă spună să facem așa, să facem așa. Ai încercat și singur acum? Da. E și maniera, doamnelor, domnilor, prin care, iată, astfel de lucruri se duc mai departe la generațiile următoare. Și vreau să vă întreb, domnule Mihuț, domnia sa este primarul Comunei Chiuiești și este alături de noi astăzi. Nu vă sperie puțin faptul că foarte mulți tineri pleacă, de fapt, de la sat, hotărăsc să se stabilească ori în zonele urbane, unde oportunitățile sunt altele, ori chiar să plece peste hotare. Adesea, satele României sunt depopulate. Cum stau lucrurile la Chiuiești și cum îi atrageți pe tineri să rămână la sat? La noi, la Chiuiești, să știți că din totdeauna cei tineri au încercat să-și câștige existența acolo. Se poate, înțeleg. Se mai poate. Încă sunt proiecte, pentru că raportat la suprafața de teren pe care o avem și numărul de copii, suntem cu una cu cele mai mari efective de animale și mai multe proiecte europene pe agricultură, în special creșterea animalelor. Deci tinerii noștri sunt care au plecat afară din țară pentru a-și câștiga pâinea de toate zilele, dar vreau să vă spun că pe lângă cele ce v-a spus doamna Cristina Bob și domnișoara Hășmășan, la atelierul din bucătărie s-au făcut și prescuri pentru biserică, s-au făcut colăcei, s-au făcut cocorezi cu brânză, ceea ce se pregătesc pentru sărbătorile pascale. Deci copiii să învețe nu numai plăcintele. Și le spunem celor care ne urmăresc acum, invitații mei venind de la Chiuiești au adus cu ei toate aceste bunătăți pe care dumneavoastră le-ați înșirat, dar colegii mei din regie le-au halit pe toate. Da, păi deasupra au fost 4 ateliere în care bătrânii de la Centrul de Zi pentru Bătrâni din satul Măgoaja, care este construit pe un proiect european, au venit și au învățat copiii să toarcă lână cu caierul, cu fusul, să facă țedi cu sucala, acolo în cămin, pe atelier. Și o întrebam pe Maria mai devreme dacă nu e greu. A spus că... Nu este greu, chiar să știți că nu voiau să se ducă de lângă lucrurile acestea de acolo care s-au făcut. S-au învățat să tricoteze, să facă dantelă, deci mai multe lucruri care se făceau pe vremuri în șezători și pe lângă faptul că se lucra în șezători, să cânta și să spuneau glume, să spuneau bancuri, de toate. Era o atmosferă deosebit de plăcută și de veselă. De aceea și copiii, fiind veselii acolo, la copii acolo le place, unde este veselie. Și noi ne amintim că au fost copii acolo, lângă ei. Maria, ție îți place la Chiuiești? Da. Ce-ți place ție în comuna voastră? Toate. Ai putea spune că, iată, la Cluj e un oraș mai aglomerat, sunt mai multe lucruri interesante de văzut. Tu, cu toate astea, înțeleg că ești foarte mulțumită de locul în care trăiești. Da. Simți că se păstrează altfel tradițiile la voi? Uite, spre exemplu, acum se apropie sărbătorile de Paște. Ce o să faci de Paște? O să participi la toate aceste pregătiri, nu știu, care încep cu curățenia caselor până la toată munca din bucătărie, nu-i așa? Și toată pregătirea pentru vopsitul ouălor. O să te rog pe tine să ne dai detalii. Ce ai să faci în această perioadă? O să ajut pe mama să vopsească ouăle, să... fac curățenie. O să mergi la înviere, la biserică? Da. Vorbiți-ne despre aceste sărbători și maniera în care ele se păstrează la sat, vă rog. Sărbătorile se păstrează, într-adevăr, în zona noastră. Și ce este cel mai frumos e faptul că majoritatea tinerilor se întorc acasă, se întorc lângă părinților sau la casa părințească. Într-adevăr, în zona noastră sunt foarte puține case nelocuite și totuși lumea încearcă cumva să păstreze. Deci acolo încercăm să păstrăm. Dacă în unele case se mai găsește încă acel cuptor și pâinea se face în cuptor. Wow! Da, deci se face în cuptor. Este un lucru minunat. Și este un lucru minunat că putem învăța și putem duce mai departe, putem păstra, putem arăta și altora ceea ce se face la noi. Într-adevăr, noi tinerii și mă număr printre ei, nu știm atât de multe despre ceea ce este vechi, despre
cum se păstrau sărbătorile odată. Cred că cel mai mult ar putea să ne spună domnul Mihuț, care știe mult mai multe decât mine. Dar încerc și eu să învăț din mers și încerc să promovez, sprijinit evident de partenerii noștri, să învăț atât eu cât și copiii și să ducem mai departe, să nu lăsăm să moară, fiindcă, într-adevăr, nu trebuie să ne uităm rădăcinile. Cred că fiecare dintre noi are undeva acolo, într-un sat, o rădăcină bine înfiptă, bine structurată. O să ne întoarcem imediat la aceste centre de activitate, așa cum le-ați gândit dumneavoastră, și vreau să vorbim pe larg despre fiecare dintre ele. Însă, înainte de asta, vreau să facem o călătorie în timp. Domnule Mihuț, cum era viața la sat atunci când erați de vârsta Mariei? Cum vă distrați ca și copii? Cum participați la muncă? Ce se întâmpla? Din fericire pentru mine am prins vremuri foarte bune, când eu nu știu pe vremea aceea să fie atâta tristețe cât este acum. Deși cred că erau lipsuri materiale sau de multe feluri pe vremea Lipsuri materiale și vreau să vă spun că noi de la 10-12 ani am fost la cos, am fost la secere, am fost la tuns de oi, dar o făceam în grup, în care puteai să te simți bine acolo. Parcă astăzi toată lumea este obosită, toată lumea este stresată, toată lumea fuge de probabil timpul fuge de fapt, și viața noastră trece atât de repede încât nu ne putem închipui. Eu parcă azi mă vedeam cum e domnișoara Hășmășan, vreau la vârsta ei toată ziua lucram la munca câmpului, la animale, dar în fiecare seară fugeam până în centrul satului, la terenul de sport, să alergăm puțin după o minge. Și ne întâlneam atâția acolo, în centrul satului, încât nu încăpeam toți, făceam reprize de fotbal și cei care pierdea ieși afară și intra alții. Astăzi, de sport s-au lăsat, de dansuri populare s-au lăsat. Cred că oboseala aceasta și stresul. Dar vedem în plasme imagini chiar din Chiuiești, în care, iată, aceste tradiții încă sunt păstrate. Vorbiți-ne, înțeleg că organizați periodic evenimente în care îi conectați pe cei care mai sunt acolo la astfel de... Ne străduim, să știți, avem niște evenimente care în fiecare an le ținem. În primul rând, cea cu serbarea câmpirească Pintea Grigore Viteazu. Avem niște concerte de colinzi, care cu toate bisericile, corurile bisericești, ne întâlnim înainte de sărbătorile de iarnă, înainte de Crăciun. Și împreună cu preoții au un mesaj, iar corurile colindă niște colinzi. De asemenea, am avut niște emisiuni cu niște jocuri tradiționale din zona noastră. Este jocul de-a lungul, este învârtita, este jocul în patru, în șapte pași. Sunt niște jocuri care numai oamenii în vârstă le mai știu, cei tineri de astăzi nu prea joacă muzică populară, le trebuie muzică ușoară. Deși, mie sincer să vă spun, cea populară era mult, mult, mult peste cea ușoară la cea vreme. Deci eu aș fi preferat să rămânem în timp, nu pentru vârsta care o am, ci pentru frumusețea care era în acele vremuri la țară. Deci astăzi toată lumea fuge numai după bani, nu se gândesc că trebuie să mai aibă și altceva. Și acel ceva trebuie să fie acolo acasă, care să-i atragă să rămână acolo la țară. Deci dacă noi nu reușim prin ceea ce facem acolo, eu sunt, prin voia bunului Dumnezeu, de vreo 23 de ani acolo primar și m-am străduit să creez condiții să vină și cei care se duc afară acolo. Ați simțit că își doresc să se întoarcă sau chiar ați reușit să-i convingeți pe câțiva? Avem foarte mulți care s-au întors acasă și cei care au fost afară, numai îndești că tot le spun dejenilor și poate o să le fie ciudă că repet și aici, care o să ne vadă, că ar trebui să spună deși de Chiuiești, pentru că sunt 14 firme prospere îndești, toți au patroni din Chiuiești. Și nu numai în Deș, că sunt și în alte părți, chiar în Cluj-Napoca, avem prin Timișoara acționar principal la Cramele Recaș, Ioan Georgiu, avem la Murfatlar. Mai bine să nu precizăm aceste nume, pentru că nu avem voie la televiziunea română să facem publicitate într-un astfel de mod. Dar vreau să mă întorc la activitățile prevăzute în acest proiect și spuneam puțin mai devreme, sunt 6 centre de activitate, o să vă rog să ne dați detalii pe rând. Cumva am atins câteva dintre ele, vorbim, nu-i așa, de...
centru culinar, să-i spun așa, creație manuală, dar mai bine vă las pe dumneavoastră să ne explicați, vă rog. Da, într-adevăr, am gândit șezătoarea să formă unor centre, fiindcă au fost implicați un număr de 48 de copii și am vrut ca fiecare dintre ei să ajungă pe la fiecare centru. Am avut centru de plăcinte crețe, unde copiii au întins aluatul și au încrețit plăcinta. Plăcinta cu varză, plăcinta cu brânză. Am trimis și cartofi, da. Am trimis fotografii. Apoi a fost un al doilea centru în care copiii au învățat să împletească colăcei specifici Crăciunului. Se dădeau pe vremuri copiilor când mergeau la colindat colăcei și mere. Nu erau colăcei, sume mere, de bani nuci. Pe acea vreme erau așa, da. Colăcei. Da, într-adevăr, acum sunt banii la putere. Tot în acest centru au făcut cocorăzi cu brânză. Și a fost o plăcere pentru ei să modeleze cocorăzile și colăceii. Un alt centru a fost cel de împletituri, în care s-au împletit rogojini și din pipiric, pentru că n-am găsit paie. Dați-ne detalii, de exemplu, ce e această bandă, împletitură pe care o avem chiar aici? Da, cum? Este o împletitură făcută, se făcea din paie de grâu și este folosită pentru confecționarea pălăriilor din paie. Este o împletitură în 5. Iată, telespectatorii noștri o văd chiar acum în imagini. O împletitură în 5. Mă gândesc că e ceva complicat. E un lucru pe care ați încercat să-l realizați împreună cu copiii? Da, 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 copilașii au împletit. Știi, Maria, să faci astfel de împletitură? Bărbații, băieți. Bărbații, în general bărbații împletesc, dar fetelor le-a plăcut foarte mult să lucreze la rogojina. Uite, este rogojina prezentată, este realizată în cadrul șezătorii. Și aproape fiecare copilaș a pus mâna și a făcut câte ceva. Iată, aceasta este rogojina despre care doamna profesor ne vorbește și pe care dumneavoastră, doamnelor, domnilor, o vedeți chiar acum în imagini. Sunt tradiții care sunt păstrate extraordinar de bine la Chiuie și iată, ne întoarcem și vorbim despre rolul educației, rolul școlii, despre care multă lume spune că s-a degradat mult la sat. Foarte mulți își doresc să-și ducă copiii la școli din oraș, la școli care sunt considerate a fi mai bune, mai performante, pe de altă parte. Și tentațiile care deturnează cumva copilul de pe activitățile de învățare sunt mult mai mari în aceste zone. Vorbiți-ne despre educație, așa cum se întâmplă ea la Chiuiești, vă rog. Deci motivația pentru care copilașii trebuie să meargă la școală este modul în care sunt pregătiți. Dacă ai cadre didactice bune, noi avem reușit să convingeți să aveți profesori buni, să vină oameni acolo, pentru că de obicei așa este o altă problemă. Nu avem titulari în școlile de la sat, oamenii. Noi nu avem suplinitori deloc. Deci la noi toți sunt titulari, avem premii luate de copii la olimpiadele naționale, nu numai județene, la olimpiade naționale. Faptul că avem profesori deosebiți de buni este faptul că și noi ne-am preocupat să le creăm condiții. De aceea vreau să vă spun că noi avem la școala gimnazială din Chiuiești copii din satele din comuna Cășeiu. Vin din Leurdă, din Gârbou, din Rugășești, Sălătruc, vin la Chiuiești pentru că faptul eu am fost și cadru didactic, mie școala mi-a plăcut dintotdeauna. Ce-ați predat? Eu am fost învățător, după care profesor de educație fizică. Și atunci la educație fizică n-am uitat că în comuna Chiuiești a fost singura localitate în care se mai păstrează și astăzi sportul național oina. Wow. Unde suntem la două categorii de copii, de juniori. Organizați și competiții? Da, avem un teren expres numai pentru oină, pentru care o lățime mai mică decât terenul de fotbal. N-am avut suprață de teren să poată fi și pentru fotbal, dar pentru oină are și lungime și lățime, cu tribuna acoperită de vreo 300 de persoane, cu vestiare, cu de toate. Și suntem campion național la copilași 14-16 ani și 17-18 ani. Fantastic, felicitări! Mulțumim! Deci am vrut să vă spun că avem profesori deosebiți de buni. Copiii care merg la Chiuiești, la liceele din județ în special, sunt copii premianți și acolo. Deci dacă n-ar fi școală bună în Chiuiești, n-ar lua premii când ajung la Dej, Cluj sau în altă parte la un liceu. Maria, ție-ți place la școală? Da. Care sunt materiile care ție-ți plac cel mai mult?
Limba și literatura română. Cam toate, așa. Tu ești deja în clasa a treia. Da. Campioană, să spunem așa, nu? La limba și literatura română. Îi place foarte mult această materie. Și iată ceea ce spun invitații mei, doamnelor, domnilor, performanță în educație se poate face, da, și la stat. Ați simțit vreodată, nu știu, că sunteți priviți altfel pentru că lucrați în învățământul din mediul rural din România? Nu pot să spun acest lucru. Din contră, colaborez foarte bine cu profesori, colegi profesori din alte școli, școli din mediul urban, din Dej, Cluj, și participând cu elevii la concursuri, competiții, nu se vede o deosebire în rezultate. Într-adevăr, și copiii din satele noastre pot să țină pasul cu cei de la oraș. Și ceea ce cred că este în plus este respectul și bunul simț pe care îl găsim la copiii crescuți la sate. Încă la sate copilul trece pe stradă și spune simțiți bună ziua. Simțiți aceste lucruri, înțeleg. Da, da. Da, se simt aceste lucruri și cei 7 ani de acasă sunt peste tot. Dar copiii de la sat au ceva specific. Păstrează, cred că, ceva din calmul străbunilor, din frumusețea vremurilor de demult apuse. Din ritmul acela așezat despre care și domnul primar vorbea puțin mai, da, devreme, nu, maniera aceea în care cu ani în urmă lucrurile se desfășurau într-o formă diferită față de ceea ce trăim astăzi și, pe de altă parte, nici nu e de mirare că e așa, având în vedere faptul că, iată, foarte mulți copii din școlile urbane în zilele noastre află din cărți cum se păstrau tradițiile odată, ori noi vorbim în cazul Mariei sau a colegilor ei, nu e așa, care pun mâna și fac. Astfel, aceste tradiții se pot duce mai departe. Mi se pare extraordinar acest proiect și e una dintre menirile sale. Doamnelor, domnilor, vă reamintesc că Veșnicia s-a născut la sat, se numește acest proiect de suflet de la Chiuiești, acela de a păstra vie aceste tradiții, dar în același timp și activitățile pe care dumneavoastră le-ați gândit acolo sunt cumva integrate, implicat și centru de zi pentru persoane vârstnice, sunt implicați și copiii. Dați-ne detalii despre această relație specială care se creează, iată, între două generații, dar care nu sunt sub nicio formă despărțite de o prăpastie, așa cum iarăși avem uneori tendința să credem. Un coleg de-a meu, profesor de limba și literatura română, spunea că nu pune niciodată absenți, că el atunci când copiii nu se duc la cursurile lui de plăcerea orelor pe care le ține el, înseamnă că el este un profesor foarte slab. Eu am învățat de la acel om și atunci m-am încercat să mă înconjor acolo și în angajații de la primărie, de la școală, de peste tot, cu cei care mi-au fost elevi și elevi buni. Și acei elevi care au învățat carte, au învățat și să respecte, au învățat să fie bun educator și să arate copiilor cum trebuie să te porți în societate. Copiii de la țară, așa cum spunea și doamna Bob, au ceva în plus față de cei din mediul urban. Noi n-am avut elevi exmatriculați încă în școala din Chiuiești. Deci este o dovadă că nu trebuie să fii tot timpul ori cu bota între ei sau să-ți tot părinții să fie tot la școală, ci modalitatea prin care știi să vorbești cu copilul, cum să-l atragi la cursuri, cum să pui să muncească împreună cu ceilalți copii, că nu toți copiii sunt la fel de dotați. De exemplu, acum avem 2 copii calificați la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română împreună cu profesorul care i-a învățat pe ei. Trebuie să plece la Iași, la finala pe țară, la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Acest profesor, Ionică Georgiu, un om grozav, care eu nu l-am văzut supărat niciodată, parcă este tot în mintea elevilor, a copiilor și parcă trăiește tot ce se întâmplă în clasă și în curtea școlii cu copiii împreună. Deci asta este, zic eu, menirea unui dascăl bun. Da, un mesaj extraordinar și ne apropiem de finalul intervenției noastre și vreau să vă repet, doamnelor, domnilor, Marian a pregătit o surpriză, este vorba despre o poezie pe care o va recita și te ascultăm, Maria, te rog. La Paște, de George Topârceanu. Astăzi în sufragerie dormiteau pe o farfurie, necăjite și mânjite, 10 ouă înroșite. Un ou alb abia ouat, cu mirare l-a întrebat: ce vă este, frățioare, ce vă doare? Nu vă ninge, nu vă plouă, stați gătite în haină nouă, parcă Dumnezeu mă ierte, n-ați fi ouă. Suntem fierte, zis un ou, rotund și fraise, lângă pasca cu orez.
Și schimbându-și brusc alura, toate au început cu gura. Până la urmă tot nu scap. Ne gătește de paradă, ne ciocnește cap în cap și ne zvârlă ca așa stradă. Ce rușine, ce dezastru, preferam să-mi frie omletă. Eu, de m-ar fi dat la cloșcă, aș fi scos un pui albastru. Și eu, unul violet. Eu mai bine ar fi să tac, așa galben sunt. Când vine să-mi închipui că pe mine m-a luat un cozonac. Extraordinară poezie, îți mulțumim foarte mult. Maria, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Să aveți parte de sărbători extraordinare trăite la Chiuiești și de cât mai multe proiecte de acest fel, care, iată, să conecteze generațiile următoare la tradițiile păstrate la sat. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim și vă așteptăm să fiți alături de noi și la alte activități. Cu mare drag, mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor. Veșmântul liturgic pe care Papa Francisc îl va purta la ceremonia de la Șumuleu Ciuc va fi creat de un designer român. Este vorba despre o artistă din Satul Mare care și-a dedicat o mare parte a vieții artei liturgice. Veșmântul pe care Sfântul Părinte îl va purta va conține elemente unicate, cum ar fi statuia Fecioarei Maria de la Șumuleu Ciuc. Priviți! După 35 de ani de activitate închinată creației liturgice, talentul artistei Cristina Sabău-Trifu a fost recunoscut la cel mai înalt nivel. Artista spune că a presimțit vestea că Papa Francisc va îmbrăca veșminte liturgice confecționate chiar de mâna ei. După ce s-a răspândit vestea că urmează să vină în România Sfântul Părinte și am aflat că va veni și la Șumuleu Ciuc, am început să simt o neliniște interioară, ca și cum aș avea atribuțiuni în sensul acesta, dar nu bănuiam încă nimic. La câteva zile după, m-a sunat părintele franciscan de la Șumuleu Ciuc ca să mă întrebe dacă nu aș fi de acord să pregătesc un proiect și să pregătesc veșmântul Sfântului Părinte. Au urmat câteva zile pline, timp în care veșmântul Sfântului Părinte a fost proiectat, iar mai apoi schițele au fost trimise la Vatican pentru aprobare. Am așteptat vreo 4 săptămâni, a durat ceva, până am aflat răspunsul, care a fost pozitiv. M-am bucurat enorm și atunci am simțit mare ușurare. Este până acum cel mai important, este o onoare în viața unui artist. Odată în viață se întâmplă așa ceva, dacă se întâmplă. Veșmântul liturgic va fi o piesă unicat, confecționat dintr-o stofă albă, pe care vor fi integrate mai multe aplicații în stilul caracteristic artistei, pentru care a devenit consacrată. Ca simboluri concrete, va apare Fecioara de la Șumuleu, statuia Fecioarei de la Șumuleu, ca simbol concret, vor apare turnurile bisericii din Șumuleu, și pe spate logo-ul. Să mergem împreună. La ceremonia de la Șumuleu Ciuc din 1 iunie, alături de Papa Francisc, vor oficia Sfânta Liturghie și episcop români, care la rândul lor vor fi îmbrăcați cu veșmintele artistei. Am avut onoarea să aflu că însăși artista este cea care va realiza veșmintele pe care Sfântul Părinte Papa Francisc, episcopii și preoții care sunt prezenți la Sfânta Liturghie le vor îmbrăca. Este un lucru minunat pentru artistă, dar și pentru noi, pentru că îi cunoaștem operele de artă, acele haine pe care ea le creează cu iubire și cu dăruire totală pentru Dumnezeu și pentru biserică. Peste 100.000 de participanți au anunțat până în acest moment prezența la Sfânta Liturghie de la Șumuleu Ciuc. Am revenit, doamnelor, domnilor, în platou. Urmăriți regiunea în obiectiv și vă mulțumim pentru asta. Alături de mine se află doamna Corina Crețu, comisar european pentru politica regională. Sărut mâinile, vă mulțumesc că sunteți astăzi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Îmi face mare plăcere întotdeauna să fiu la Cluj, în Ardeal. E o plăcere pentru mine, mulțumesc. Vreau să abordăm mai multe teme în intervenția noastră de astăzi, pornind de la realizările mandatului dumneavoastră, dar și dezamăgiri. Sper să apucăm să le regăsim pe toate, să se regăsească toate în discuția pe care noi o să avem astăzi. Și sunteți un comisar european cu lori de poziție care au deranjat, care au iritat, care au creat uneori așa efervescență, dar care au spus lucrurile așa cum le-ați simțit dumneavoastră și cum le-ați trăit la momentul respectiv. În primul rând, cred că este și era datoria mea de comisar european să avertizez statele membre, pentru că nu am procedat în alt fel în România și cu alte state într-un alt fel, să avertizez atunci când au existat riscuri de pierderi de bani. Deci, ca membru a Comisiei Europene, sunt fericită că am luat decizii prin care România a primit fonduri substanțiale, inclusiv pentru construcția de spitale care nu s-a mai pornit, dar fondurile sunt parcate, sunt acolo.
De asemenea, kilometri de autostradă, căi ferate, metrou, rețele de canalizare, fonduri pentru primării, de pildă Clujul. Sunt fericită că este printre orașele care vor avea o finanțare de 92 de milioane de euro din Fondul de Dezvoltare Regională, numai pentru măsuri și soluții inovatoare în ceea ce privește provocările urbane, cum sunt calitatea aerului, schimbările climatice, locuințele, acele anvelopări de locuințe sunt unele dintre cele mai populare din Europa, pentru că cetățeanul vede în mod direct beneficiul prin factura la energie, locurile de muncă, competența, deci vreau să felicit autoritățile, numai din Cluj, dar în general din regiunea Nord-Vest, care este campioană și este una dintre cele mai performante regiuni, chiar din Europa, când vine vorba de folosirea fondurilor europene, mai ales în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, unde apelurile sunt de 8 ori mai mari decât banii pe care avem la dispoziție, ceea ce înseamnă că mediul de afaceri se mișcă foarte bine. Da, și vreau să vă întreb, sigur că ne bucură faptul că astfel de lucruri se întâmplă în inima Transilvaniei, aici la Cluj-Napoca, dar nu există acel risc de a se crea un decalaj și mai mare în ceea ce privește dezvoltarea, deci, în primul rând știți că am fost la București și am prezentat raportul de țară pentru anul 2019, raport de țară realizat de Comisia Europeană, de 10 de experți, dacă nu chiar mii, ai Comisiei Europene. Din păcate, știți foarte bine, și atunci am fost jignită, nu e opinia mea personală. Ideea este că acolo se spune foarte clar ceea ce simțiți și dumneavoastră și ce spuneți și dumneavoastră. România are creștere economică, dar nu toți locuitorii țării o simt și se vede în viața de zi cu zi a oamenilor. Și ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este că, în ciuda acestei creșteri economice, sărăcia în mediul rural a crescut și sărăcia în mediul, în rândul copiilor. Deci, din acest punct de vedere, eu răspund de o politică care intenționează tocmai să reducă decalajele între regiuni. În mod normal, ar trebui, adică din politica noastră, 80% din bani sunt meniți să meargă pe proiecte în regiunile cele mai sărace. Avem niște poli ai sărăciei. Da, din nefericire, în unele zone, administrațiile locale nu au fost capabile să realizeze proiecte de calitate. Vă dau exemplu orașului Oradea, care inițial a avut de la guvern din fonduri europene 30 de milioane de euro, dar pentru că alte orașe, reședință de județ, nu au avut proiecte de calitate, atunci Oradea a mers pe principiul primul venit, primul servit, și a consumat din banii, a consumat mai mult de 300 de milioane din fonduri europene, pentru că celelalte orașe, reședință de județ, nu au depus proiecte de alte orașe, nu toate, proiecte de calitate, deci practic a luat din alocările care ar fi trebuit să meargă în alte părți. De aceea spun că, pentru mine, politica regională nu are culoare politică. Este vorba de capacitatea administrativă, care nu trebuie să fie un cadou oferit unei clientele politice, ci un serviciu oferit populației, și acest serviciu trebuie să se îmbunătățească. Deci oamenii trebuie să fie foarte atenți pe cine votează, pentru că în plan local se fac proiectele. În 2018, tocmai pentru că vedeam că banii nu se cheltuie, am extins alocările directe, nu numai către orașele reședințe de județ, împreună cu Guvernul României, am decis să scrivăm programul operațional regional, astfel încât inclusiv localitățile mici să poată prelua bani. Am fost impresionată ieri să văd la Beclean ce s-a făcut. Am fost la Figa, atâtea milioane de euro din fonduri europene. Deci acolo unde există proiecte, unde există oameni care se gândesc efectiv la îmbunătățirea calității vieții oamenilor, pot să o și facă. Deci eu cunosc de mică orașul Beclean și sunt absolut impresionată. Sunt impresionată de spitalul de la Bistrița Năsăud. Nu cred că există un asemenea spital de asemenea calitate înaltă în România. Când am fost prima dată, nu era renovat din 67 și țin minte foarte bine această dată, că e anul în care m-am născut eu și am rămas absolut șocată.
Iată că acum e un spital modern, a beneficiat de sprijin de 300 de milioane de euro din fonduri europene, dar și de fonduri de la Banca Mondială și, bineînțeles, completate cu talentul și capacitatea autorităților locale de a se lupta pentru aprobări și de a... Sigur că e ușor să dai vina pe Bruxelles și să spui că nu se pot accesa banii din cauza birocrației. Chiar asta vreau să spun, dumneavoastră ați semnalat faptul că există aceste fonduri și pentru alte spitale regionale. Chiar ați declarat că în momentul în care autoritățile române nu au făcut pași pentru a accesa aceste fonduri, ați declarat că nu înțelegeți exact care e optica. Între timp, ați reușit să aflați, să aveți o explicație mai coerentă, să o împărtășiți? În primul rând, această instabilitate. Deci, în ultimii doi ani, eu am lucrat cu 5 guverne, 5 prim-ministri, cred că e singura țară care a schimbat atât de des guvernele. În ultimii doi ani, chiar am văzut, 60 de miniștri au fost schimbați. Eu personal am lucrat cu vreo 9 miniștri ai transporturilor. Chiar doamna Bulț, comisar european pentru transport, îmi spunea că ea nu mai face, nu mai poate să țină șirul cum se schimbă miniștrii transporturilor. Miniștrii fondurilor europene, miniștrii sănătății s-au schimbat foarte des, fiecare a venit cu viziunea lui, au schimbat prioritățile, deși acestea sunt foarte clare, de pildă în ceea ce privește autostrăzile, în master planul de transport, prioritatea zero e Sibiu-Pitești, pe care nici acum n-am primit-o la Comisia Europeană. Autoritățile române deduseră acest termen de semestrul 3-2017. Iată că suntem în aprilie 2019 și nu e depus. Și asta întreb. Sunteți un comisar european care nu a stat și a așteptat. A cerut întrebări, a cerut explicații. Ce da, credeți-mă, nu că am cerut explicații. Am avut momente în care m-am rugat de autoritățile române. De pildă, am lansat această inițiativă pentru o mai bună absorție dedicată celor 8 țări care în 2014 aveau o absorție redusă, printre care și România. Așa a ajuns România să aibă 95% absorție pentru perioada 2007-2013. Deci asta înseamnă că se poate. E adevărat că atunci am avut foarte multe proiecte retrospective, adică proiecte pe care se Autostrada Soarelui. Deja se circula de mult timp pe ea București-Constanța, dar încă statul plătea credite. Deci am preluat toate creditele pe care România le avea de plată către diverse instituții internaționale. Am fazat foarte multe proiecte, sunt miliarde de euro pe care România nu i-a pierdut datorită deciziilor pe care le-am luat de a faza. Faza a doua înseamnă o valoare eligibilă de 3,1 miliarde de euro, care ar fi trebuit să se piardă banii, de pildă toate proiectele de apă și canalizare. Regulile europene arată că dacă la data încheierii bugetului de 7 ani nu sunt făcute în proporție de 90%, se returnează toți banii înapoi. Și atunci am luat această decizie să ca ceea ce nu s-a făcut pe exercițiu financiar anterior să fie preluat pe acest exercițiu financiar în faza a doua. Vestea bună este că aceste proiecte se vor continua. Vestea proastă este că, de fapt, consumă din alocările din 2014-2020. Proiecte noi, tot ce am avut, am aprobat. Deci, pe timpul mandatului meu, am aprobat autostrada Câmpia Turzii Târgu Mureș, finanțarea vorbesc, de acolo încolo urmează lucrările, licitațiile și așa mai departe. Unele se fac în avans, altele după. Deci că Câmpia Turzii Târgu Mureș în valoare de 250 de milioane de euro. E un proiect care nu știu cât din cetățeni vor ști, dar eu știu că eu am semnat această finanțare. De asemenea, un proiect mare de modernizare de cale ferată, Radna Gurasada Simeria, este cel mai mare șantier de modernizare de cale ferată. Țara ar avea nevoie de mult mai mult, adică înainte de 89, eu mergeam de la București la Jibou, cred că în 8 ore și acum se fac aproape 12 ore, deci... Da. Da. Și, de pildă, tot sistemul de cadastru din România a fost modernizat pe fonduri europene. Există acest joc, din păcate, în care primarii și miniștrii nu vorbesc de faptul că toate aceste proiecte pe care le inaugurează cu mare fast sunt finanțate 85% din fonduri europene. Dar eu cred că e datoria mea să arătăm oamenilor ce înseamnă Uniunea Europeană, care e acum atât de atacată și blamată. Înseamnă 70 de ani de pace pe continentul european.
Și chiar vrem să vă rog să ne vorbiți în acești termeni, cumva să contrabalansăm tot acest curent anti-european sau eurosceptic care se Eu sunt foarte tristă că o țară care a beneficiat atât de mult de pe urma Uniunii Europene începe să aibă acest limbaj care nu ne duce nicăieri, pentru că România nu își permite luxul să se gândească, să-și gândească drumul în afara Uniunii Europene. Ar fi o catastrofă. Cum se văd aceste... Nu vreau să le spun derapaje, pentru că nu vreau să mă poziționez, dar aceste ieșiri, aceste declarații... În primul rând, cred că este o confuzie, pentru că este greu de înțeles să vezi o aceeași echipă de pe aceeași scenă, unul spunând că suntem cea mai pro-europeană țară, celălalt spunând că Europa otrăvește cetățenii. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că, cel puțin eu personal, am datoria să știu că dorm liniștită, că am făcut tot ce a putut de mine, ce a depins de mine, ca România să-și păstreze drumul european. Deci, Uniunea Europeană, începusem să spun, înseamnă 70 de ani de pace, înseamnă programul Erasmus pentru tineri, care au beneficiat zeci de mii de tineri și din România de burse și de posibilitatea de a studia. În Parlamentul European eram când ne-am luptat pentru a ridica restricțiile pe piața muncii. Dumneavoastră știți foarte bine că până în 2007 toți românii trebuiau să capete un permis de muncă. Acum, fiind cetățeni europeni, au ridicat toate restricțiile pe piața muncii. Dacă găsesc și aleg să lucreze în străinătate, pot să o facă. Sigur că nu e îmbucurător faptul că unii oameni, și mai ales medici, vedeam acum 43.000 de medici au plecat de la Revoluție în Europa și în lume. Este foarte trist. Dar pe oameni nu-i aduci cu îngrădindu-le libertatea de exprimare și libertatea de mișcare. Pe oameni îi aduci creându-le condiții la sate, la orașe, de pildă satul românesc, vorbeam de mediul rural. Pentru mine este o preocupare majoră. Sunt îngrijorată, vin din Ardeal, din Pradea, văd sate goale, îmbătrânite, pentru că în București, în țară, se merge pe ideea că tot ce înseamnă sat românesc înseamnă doar subvenții pentru fermieri. Nu, sat românesc înseamnă și să le oferi condiții de școală, de educație, de spitale. Sănătate. Spitale, rudele mele la 85-86 de ani sunt plimbați până la Zalău, de la Zalău la Jibou. La Jibou nu au oameni pentru pulmonar, trebuie să vină la Cluj. Serviciile trebuie să vină către cetățean, nu invers să plimbi bătrânii din oraș în oraș. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că sunt foarte multe de făcut și că satul românesc este puțin abandonat. Lumea se concentrează doar pe ideea că avem nevoie de voturi la orașe și haide să luăm orașele cu asalt. Cu asalt, vreau să vă spun că agenda urbană, noi am făcut tot ce am putut pentru orașe, am extins și arile de folosirea fondurilor europene pentru orașele mici, dar balanța cu satele românești trebuie făcută. Împreună cu Comisarul pentru Agricultură, Comisarul Hogan, am spus că trebuie să acoperim, în primul rând, cu internet toate zonele rurale, pentru că altfel nu există nicio șansă ca vreun tânăr să poată veni într-un sat. Pentru că nu se poate face. E imposibil dacă îl pui la 30 de ani să fie complet izolat. Dar în România stăm bine, măcar acest lucru cu internetul stăm cel mai bine. Chiar am văzut un studiu cu primele 20 de orașe cu cea mai mare viteză a internetului și am fost foarte mândră să văd că în primele 20 de orașe din lume, 9 erau din România, inclusiv Clujul. E realist să ne gândim la accesarea zonei euro de către România? În termeni legați de niște date oare sau un calendar? Pașii următori pe care România trebuie să-i facă, în primul rând să se bată pentru ieșirea din această zonă, necesitatea de a prezenta în continuare pașapoarte în afara spațiului Schengen, deci a intra în spațiul Schengen. Sper ca în cea mai mare parte a anul acesta, anul viitor, România să îndeplinească acest deziderat, pentru că România este pregătită și este vorba doar de o decizie politică în Consiliu, dar care, din păcate, este
Toate trepidațiile din țară afectează această decizie? Da, 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 afectează. Afectează și e păcat. Pentru că e păcat pentru că noi îndeplinim și nu văd de ce trebuie pedepsiți cetățenii. Măcar în spațiu aerian, cred că ar fi un mare pas înainte să se ridice aceste controle la frontieră. Pe de altă parte, următorul este ceea ce spuneți dumneavoastră, zona euro. Dar zona euro trebuie pregătită, pentru că în alte țări au avut efect de bumerang, dacă vă aduceți aminte, în Grecia, au intrat prea devreme. De aceea eu zic că, sigur, trebuie făcut un calendar, dar trebuie făcut un calendar realist și pe o bază nepolitizată. Pentru că pe mine mă îngrijorează acum această tensiune care există între Guvernul României și Banca Națională. Ele sunt cele două instituții, cele două entități care trebuie să pregătească economia românească pentru aderarea la euro. Este foarte riscant dacă economia românească nu este pregătită, pentru că primii care vor suferi vor fi cetățenii. Și exact adică aici acest efect de care dumneavoastră vorbea, acum au beneficiat de niște creșteri, iar în momentul în care vor transforma și vor împărți la 5 și vor vedea cu câți euro vor rămâne, pentru că euro a crescut foarte mult în ultima perioadă, deci e foarte riscant. Deci este evident că trebuie să nu avansăm termene, ci să fim foarte siguri că cetățeanul de rând nu va pierde bani și e protejat. Când trageți linie, vă reproșați? Ce anume vă reproșați după acest mandat? Sinceră să fiu, nu cred că a fost un mandat perfect, pentru că știți foarte bine, am pornit cu multe atacuri, cu multe neîncredere, mai ales din țara mea, ceea ce este destul de trist. Dar mi-am făcut datoria față de cele 28 de state membre. Am fost acolo unde a fost nevoie, în caz de catastrofe naturale. Am fost în Italia, 1,2 miliarde de euro. Am schimbat regulamentele pentru Grecia. În 2015 era o criză extraordinară. Am decis această măsură excepțională de pentru o perioadă de timp Grecia nu a mai pus acest 15% de cofinanțări pentru a avea bani de salarii și pensii. Am deblocat foarte multe proiecte. De aceea e regretul meu, pentru că, cum să spun, am semnat proiecte de miliarde de euro pentru foarte multe țări. Am inaugurat drumul Tesalonic-Atena, unde am văzut oameni plângând pentru că făceau câte 13 ore pe acel drum. Acolo au murit oameni, e un drum România sus. România e pe primul loc în statistica ce arată că iar România șoferele este din țară sunt criminale. România este pe ghilimele. Primul loc la rata mortalității pe drumurile rutiere. De aceea, din punctul meu de vedere, am spus că, în primul rând, am adus cei mai buni oameni la Unitatea de România, cei mai buni experți, mulți dintre ei aproape că s-au mutat aici, pe lângă primării, pe lângă județe, pe lângă consiliile județene, pe lângă ministere. Am mărit banii acordați pentru asistență tehnică. Deci nu pentru lucrări, ci pentru a pregăti proiectele. Nu știu ce aș fi putut face mai mult în această calitate, păstrând totuși, făcând pentru toate. Am inițiat această inițiativă pentru dezvoltarea regiunilor carbonifere, unde e inclusă și Valea Jiului, care e o zonă săracă, și pentru a asigura tranziția către o alternativă economică nepoluantă și așa mai departe. Cu spitalele regionale am atenționat. În 2017 am fost disperată. Am zis, nu s-au stabilit amplasamentele. Au trecut 2 ani de când am semnat. Până la urmă s-au stabilit amplasamentele, s-a stabilit proiectul cu Banca Europeană de Investiții. Iată că studiile de fezabilitate sunt aproape gata. Ele sunt pe masa guvernului, trebuie doar aprobate de guvern și trimis un proiect la Bruxelles spre aprobare. Am trimis 3 scrisori la care n-am primit răspuns în legătură cu spitalele regionale, pentru că suntem pur și simplu blocați. 300 de milioane sunt alocați pentru spitale regionale, și spun că în final acestea vor costa 1,2 miliarde de euro. Bun, am întrebat și ce decizie doriți să luați? Pentru că pentru orice decizie doriți să luați, trebuie să am o solicitare din partea guvernului. Am solicitarea domnului Boc să preia dânsul la Consiliile Județene, de fapt. Scuze, domnului Tișă. Consiliile Județene, Cluj,
Cluj, Craiova și Iași au făcut o scrisoare către Guvernul României în care solicită să ia construcția în regie proprie și să le facă, nu depinde de noi. În programul operațional regional, beneficiarul este Ministerul Sănătății. Dacă guvernul decide să dea în administrare cele trei spitale regionale, trebuie doar să ne trimite o scrisoare pe care eu o semnez, pentru că din punctul meu de vedere... Și de aici toate diligențele pot fi... Din punctul meu de vedere, nu contează beneficiarul, contează ca proiectul să se facă, spitalele să fie realizate. Și să se reflecte până la urmă în calitatea sau vieții, să ne spună... pacienților care vor fi tratați acolo. Deci au următoarea variantă, să decide dacă dau către consiliile județene, să decide dacă mai doresc să facă spitale regionale în actuala perioadă de programare. Și atunci ar trebui să identifice din alte zone unde nu se cheltuie, tot așa eu aprob orice decide Guvernul României să acopere acest decalaj de finanțare de la 300 de milioane de euro la 1,2 milioane. Doamna ministru a spus în conferința de presă că de fapt s-a decis fazarea construirea acestor spitale, adică să se facă documentația până în 2020 și construcția să înceapă din 2021, dar și pentru acest lucru ne trebuie o solicitare. Deci banii sunt acolo, așteaptă să fie accesați și folosiți. E ultimul minut al intervenției noastre și vreau să vă întreb cum priviți europarlamentarele 2019? În curând vor veni. Cred că este cel mai mare test pe care îl dă Uniunea Europeană în ultimii 30 de ani, pentru că niciodată nu a fost atât de atacat acest proiect, în primul rând din vest, de cei care doresc dezmembrarea Uniunii Europene din interiorul Uniunii Europene, iar pentru România este șansa de a-și reafirma drumul către Uniunea Europeană. Eu aș face apel, dacă îmi dați voie, la cei tineri care votează pentru prima dată. Pentru că este pentru prima dată când vor vota cei care s-au născut după 2000 și care nu au prins vremurile. Noi suntem, eu cel puțin, suficient de bătrână să-mi aduc aminte de unde am pornit înainte de 89 și să vedem că, în ciuda criticilor pe care le avem, singura noastră șansă este să îndreptăm lucrurile din interior. Deci, cred că tinerii care au drept de vot trebuie să-și dea seama că acesta este votul pentru viitorul lor și mai puțin al nostru, al celor care am trecut de 50 de ani. Doamnelor, domnilor, Corina Crețu, comisar european pentru politică regională, într-un interviu la studioul Cluj a Televiziunii Române, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Sper să revin cât mai curând. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. La revedere!